Copilul tău a fost diagnosticat cu autism? Te sperie viitorul lui și al tău? Nu știi încotro să te îndrepți? Centrul de zi pentru evaluare și intervenție specializată în terapie pentru copii, adolescenți și adulți cu autism, sindrom Asperger, ADHD, sindrom Down și tulburări asociate din cadrul Asociației Copiii de Cristal din Brașov, strada Aurel Vlaicu, numărul 26, oferă următoarele servicii. Informare și consiliere pentru părinți, terapie specializată în vederea recuperării copiilor și integrarea lor în învățământ și societate prin terapia ABA, kinetoterapie, terapia prin joc și dramaterapie și terapie ocupațională. Centrul de zi a fost dezvoltat în urma unei finanțări din partea Fundației Achmea cu sprijinul Fundației For Children, ambele din Olanda, prin proiectul Salvați Copiii de Cristal, proiect inițiat de Asociația Copiii de Cristal Brașov. Doamnelor și domnilor, am revenit. Suntem împreună cu doamna Gabriela Plopeanu, președinta Asociației Copiii de Cristal Brașov și, după cum vedeți, împreună cu fiul dânsei, aș putea să spun domnul Robert Plopeanu, pentru că este într-adevăr un bărbat în toată firea, are 16 ani. Bine ai venit și mulțumesc că ai acceptat să vină emisiunea noastră, Robert. Și eu vă mulțumesc pentru că mi-ați oferit această șansă minunată de a apărea la TV. Robert, înainte de a intra în emisie, am vorbit și mi-ai spus, adică te-am întrebat cum a fost la școală, iar tu mi-ai spus că... Cei 8 ani. Așa, și cu ce medie ai terminat cei 8 ani? De școală generală, nu? 98. 98. Eu numai când spun 98 și mi se face așa pielea de găină. Și la ce școală ai fost? E puțin complicat, dar să vă spun. Primul semestru din clasa 1 l-am făcut la o școală care acum nu mai există, școala generală numărul 18, care nu mai contează pe unde o fi. Iar... restul din acești 8 ani am făcut la școala generală numărul 6, acum Mureșenu Brașov, care se află în livada poștei, de cât am auzit. Așa este și este una din cele mai bune școli din Brașov. Felicitări! Și una din cele mai mici. Și una din cele mai mici. Cum zici tu că nu mă pricep, dar știu că una din cele mai bune. Chiar dacă nu are laborator. Am înțeles. Așa, Robert, unde ai ales să, unde ai vrut să mergi mai departe, la ce liceu? Eu am vrut să merg mai mult la Colegiul Național Andrei Șaguna, unul din cele mai bune licee, poate chiar cel mai bun liceu din orașul nostru. Așa, dar pentru a intra la liceul Andrei Șaguna, ce a trebuit să faci? A fost nevoie de alte examene cumva? Nu, a fost nevoie numai de examen pe care l-a dat toată lumea, adică evaluarea națională, cu probele la limba română și la matematică. Iar tu ai dat examenele împreună cu colegii tăi de clasă? Normal, de școală vreau să zic. Așa, de școală, corect, că au fost cu toți copiii. Și la aceste examene, ce note ai luat? Așa, la română am luat 9,20, iar la matematică 9,35. Felicitări, Robert! Și media generală, aritmetică, dintre cele două, care a fost? 9,27. Media, deci media de la școala generală, 9,88, cu media de la examene, care a fost? Adică media de admitere, 9,57. Exact, așa corectează-mă. Nota de admitere, 9,57. Media. Media. Și cu media aceasta de admitere, 9,57... ai reușit să intri la liceul Andrei Șaguna. Da, la o clasă de matematică informatică. Deci eu am preferat să mă duc la științele naturii. Tu ai preferat să mergi la științele naturii. De ce, Robert? Pentru că îmi plac materiile de la științele naturii, biologie, chimie. Dar ai vrea să urmezi ceva anume? De ai vrut să mergi la științele naturii? Da, după ce terminam liceul, aș vrea să mă duc la Facultatea de Silvicultură. Dar poți să te întreb de ce ai vrea să mergi la Facultatea de Silvicultură? Pentru că se axează pe biologie.
Și mi-e place biologia. Am înțeles. Mă bucur foarte mult. Acum aș vrea să o întrebăm și pe mama ta, pe doamna Gabriela Plopeanu. Doamna Gabriela, a fost dificil integrarea lui Robert în învățământul de masă? La început aș putea spune că da. Nici sistemul nu era pregătit și nici oamenii nu erau pregătiți ca să lucreze cu un copil înalt funcțional. Am înțeles. Pe când la Radu problema era de dezvoltarea limbajului și de capacitatea lui de a sta atent concentrat pe sarcinile care îi se dădeau, Robert mergea un pic mai repede decât ceilalți. Adică el făcea mai repede? Era mai avansat, deci el întotdeauna a vrut și a făcut lucrurile astea. Deci a început să citească la 4 ani singur. Nu l-am învățat, că nu mă preocupa și nu sunt fan la... Bravo, Robert! L-a împins lucrurilor mai repede decât evoluția normală. Am înțeles. Dar el a căutat lucrurile astea și le-a dezvoltat singur. Nu era pregătit nici cadrul de la clasă, nici de acolo de unde am plecat. După primul semestru ne-a chiar împins cumva să mergem către școala specială și am întrebat atunci și Robert și a zis da, pentru că nu făcea sarcinile care le primea. Adică făcea mai mult decât îi se cerea? Era interesat de mai mult. Deci normal în clasa întâia să ceri copilului să facă bastonașe și alte cu cârliguțe. El vrea să facă mate și era greu de dat sarcina aia la momentul acela. Am preferat să schimbăm locul și a fost de bun augur pentru ei. Și pentru Radu? Amândoi, și pentru Radu și pentru Robert. Amândoi sunt în aceeași... Până în clasa 4 au mers împreună în aceeași clasă. Radu întotdeauna a avut nevoie de însoțitor pentru că afectarea lui e mai gravă. Dar cu însoțire și cu terapie lucrurile merg foarte bine pentru nivelul lui, aș putea spune astăzi. Nu mi-am putut permite să susțin intens terapia de la început. Poate situația ar fi fost alta. Dar așa cum e, este în regulă și acum putem să zic așa că tragem tare ca să recuperăm. Cei persoanele, copiii care poate părinții nu se ocupă de ei în mod deosebit și nu fac aceste terapii, există posibilitatea să devină niște legume, niște asistați? Legume, nu, doar? Pentru că nu. În general sunt interesați copiii, deci sunt curioși și, să zicem așa, fură din jurul, din mediul exterior, copiază comportamente. Acolo unde nu, intervenția medicamentoasă nu este prea puternică în sensul de a duce la stadiul acela, dacă nu e asociată o tulburare care să necesite foarte multe medicamente, atunci cu ei se poate lucra, adică ei pot copia și să dobândească anumite deprinderi copiind. Cât de importantă este diagnosticarea și intervenția precoce? Foarte importantă, pentru că cu cât e copilașul mai mic și mai precoce diagnosticat și se intervine mai repede, cu atât mai repede este posibilitatea și șansa de recuperare. Am înțeles. Recuperare, când zic recuperare, deci de multe ori nu e vorba de vindecare. Așa. Că autismul nu dispare 100%. Că nu este o boală. Nu e o boală, este un mod de a trăi, de a se comporta acea persoană. De aia nu înseamnă că e ciudat sau mai știu ce. Că exact cum era într-un articol pe care l-am găsit pe net și l-am tradus în prima broșură, așa cum nu spui despre o persoană că te caracterizează faptul că ești miop, așa, sau faptul că ești obez, sau faptul că ești blond. La fel, nici autism, pe persoana cu autism nu trebuie să o caracterizeze și nu caracterizează lucrul ăsta. Deci poți să o aduci și până acolo, pentru că e un alt comportament. Este o să zicem, o altă lume pe care să zicem exact că ceilalți nu o înțeleg. Nu înțeleg pentru că... Nici ei nu înțeleg lumea celorlalți. Din punctul meu de vedere, trăind de atâta timp în contact cu copii, persoane și de toate felurile care sunt diverse niveluri de afectare, pot să spun că e un alt mod de a vedea lumea. Asta nu înseamnă că așa cum o văd eu e neapărat corectă. Corect. Au altfel de valori. Au altfel de interpretări la ceea ce văd în jurul lor. Eu personal am învățat și învăț în permanență și de la copiii mei și de la ceilalți copii cu care vin în contact. Am înțeles. Robert, am o întrebare pentru tine. Dacă vrei să ne spui ce pasiuni ai tu? Practic, dacă aș putea spune, am pasiune tuturor persoanelor de vârsta mea. Adică să ascult muzică, să stau pe internet, să mai ies afară. Așa. Sport, chestii.
Aha, dar eu știu că tu ai o pasiune în ce privești limbile străine. Câte limbi străine știi în acest moment? Vreo 6. De fapt, asta a fost o pasiune de mai de mult, că atunci chiar nu mă puteam preocupa mai de mult, dar acum că s-a băgat mai mult școala și toate chestiile... Cerințele sunt mai multe și atunci nu te-ai mai preocupat atât de mult de limbi străine. Da, în legătură cu limbile străine am dat și examenul de limbă, care se numește bilingv. Aoleu, adică și ce examen, la ce materie? Bilingvul este un fel de examen care se dă la o anumită limbă. Da, și la ce limbă străină? La engleză și la spaniolă am dat, doar că sunt pentru engleză, franceză, germană, spaniolă. Deci, doamnelor și domnilor, eu vreau să vă specific, adică nu știe doar așa ca să vorbească câteva cuvinte, câteva fraze. Știe la perfecție. Știu că la un moment dat ai încercat să înveți japoneza sau chineza sau... Cred că, da. Dar, da, eu îți doresc mult succes în ceea ce vrei să faci. Doamna Gabriela Plopeanu, în cadrul asociației Copiii de Cristal Brașov, au fost copii, în afară să zicem de Robert, care au obținut rezultate pozitive în urma terapiilor? Da, da, și mai sunt copii. Deci mai sunt copii care sunt și integrați. Sunt dintre ei care acum nu mai vin, de exemplu, îmi pare rău de un caz care nu-l mai vedem, nici nu știu dacă mai merge aici la școală, era tot așa o familie mai nevoiașă, aveau doi copii gemeni, care pe lângă autism aveau și niște probleme de motricitate și alte tulburări asociate. Fetița, după primele luni de terapie, deja era în regulă integrată, ajunsese în clasa 1, cred că a 2 sau a 3, ar trebui să fie acum la liceu de muzică cu foarte mare talent. Nu mai știu nimic de ea, că s-au retras undeva la țară, dacă nu mă înșel. Și e păcat că era un copil și fetița și frumoasă și chiar cu talent. Băiețelul la fel, mai afectat, mai grav. S-a intervenit cât s-a putut și cu terapia deja reușea cumva să recunoască și să poată fi integrat cumva măcar în grădinița specială. Dar acestea erau cazurile de care mă duc aminte acum, dar sunt copii care merg în școala de masă și cu puține intervenții, să zic așa, din partea cadrelor didactice, de a ajuta la elaborarea programei adaptate pentru că la copilul cu CES este nevoie, ei pot și sunt dintre ei care deja au terminat clasele promovând. Nu cunosc, deci chiar în amănunt să cunosc rezultatele școlare, pot să spun că nu știu astăzi. Dar copiii merg bine la grădiniță, deci pe cei care sunt mici. Deci la noi plajele așa de intervenție sunt mulți copii mici, foarte mulți, majoritatea, 15, 16, 20 avem la grupele adolescenți și adulți. Așa. Și majoritatea sunt micuți, grădiniță, clasele mici, unde se merge pe calificative. Ei promovează și merg normal. În urma discuțiilor cu părinții pe care am avut înainte de emisiune, am înțeles de la un părinte că a întâmpinat unele dificultăți în ce privește integrarea în grădiniță împreună cu ceilalți copii. În ce a constat aceste greutăți, le spunem? Da, le spuneți corect. Rezultatul era că copilul era respins din grupă. Motivele sunt diverse. Atunci când părinții se adresează nouă, mie, centrului, noi avem o comunicare bună cu inspectoratul școlar și am avut-o, apelând la inspectoarele pe învățământul școlar sau preșcolar, îi se prezenta cazul, spuneam că copilul nu este singur, este asistat, deci se poate discuta și prezenta cadrului didactic, nu este un copil care creează probleme, poate fi chiar însoțit. Situațiile se mai rezolvau. Dar cauzele sunt diverse. Pe mine, cel puțin personal, mă surprinde atunci când refuzul apare din partea cadrului didactic. Pentru poate că îi sperie. Nu poate, cu siguranță. Și apare, nu știu dacă chiar sperie, dar întotdeauna necunoscutul este cel care ridică în primul mare semn de întrebare. Dar atunci când se aliază și necunoașterea în rândul părinților, și pe lângă faptul că, adică, acolo unde oricum părintele deja copilului cu dizabilități, că acum nu vorbim numai de cel cu autism, pe lângă faptul că are această suferință, că are un copil care are o problemă care cu efort poate fi rezolvată, să mai întâmpine și această rezistență și opoziție, nu numai rezistență, opunere din partea celorlalți părinți și a cadrelor didactice pentru copii aproape niciodată, când sunt mici, nu fac lucrul ăsta, este foarte greu.
un copil cu autism nu este un copil care să ridice probleme la clasă. Nu? Pentru că nu este un copil violent. Așa. Numai atunci când apare încă o dizabilitate, dar în cazurile de diagnostic cu grad de handicap grav, întotdeauna copilul are soțitor și cu puțină înțelegere și răbdare din partea cadrului și a profesorului de sprijin și a psihologului școlar, se poate face o programă adaptată ca acel copil măcar un număr de ore pe săptămână să poată vine în contact cu comunitatea. Deci acum pot să spun cu cea mai mare răspundere, pentru că un astfel de copil îmbogățește clasa aia spiritual și sufletește, pentru că noi suntem foarte departe de omenie astăzi ca și masă de oameni. Deci nu mai știm să fim empatici, nu mai știm să fim răbdători și înțelegători cu cei care nu sunt la fel de fericiți și de dăruiți ca noi. Credem noi că suntem fericiți că poate. Noi suntem fericiți că putem merge astăzi. Slavă Domnului că avem două mâini și ne putem câștiga pâinea. Deci măcar pentru atâta putem să fim fericiți. Dar alții poate nu pot. Și lucrurile astea se învață și se educă de la vârstă fragedă. Nu le capeți pe parcurs. N-am înțeles. Deci numai după ce termin școala. Fiecare persoană, că e educator, că e învățător, că e profesor, are darul de a învăța copilul ăla. Nu neapărat numai materia. Și el însuși, ca și exemplu, ca și model, poate fi un exemplu pentru copil. Și dacă tu respingi copilul, îl pui într-un colț, normal că nu poți să te ocupi 100%, pentru că astăzi știm cu toții că sunt clasele de 35, de 40 de copii, dar noi de aici putem ajuta să vină însoțitorul. Și măcar să-l lași la perioadele de joacă sau să-l lași o oră, două la început, copilul ăsta se recuperează, noi nu-l lăsăm așa. Deci se poate ajuta să poată fi integrat. Și ceilalți copii învață să fie oameni omenoși, și ceilalți și ei ai noștri învață copii în comportament. Nu deranjează clasa, pentru că vorbim de primele ore, de primele vârsta fragedă de grădiniță și de școală. Trebuie un pic de toleranță și de înțelegere, pentru că suntem foarte departe. Și ne bate Dumnezeu în fiecare zi, dar tot nu înțelegem. Clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. Eu te-aș întreba, cum să fac, Robert, să mă înțeleg bine cu ceilalți, să mă integrez cât mai bine în clasa mea, cu colegii mei de școală? Ce să fac? E o întrebare cam grea, dar o să încerc să răspund. Mulțumesc. Pentru ca să te înțelegi cu colegii tăi, ar fi nevoie practic e nevoie de empatie. Adică să intri în pielea celorlalți și să înțelegi cum sunt ei. Deci știi și termenul de empatie. Bravo. Adică să le înțelegi sentimentele, să știi cum să te porți cu ei și așa ceva. Am înțeles. Prin urmare, trebuie să mă pun în situația fiecăruia, ca și ei să mă înțeleagă și eu să înțeleg. Iar dacă cineva se poartă urât cu mine, să mă pun în situația lui, că poate are o problemă, nu? Și să-l trec cu vederea. Cam așa ar fi, dar dacă singura a lui problemă e că are chef să te enerveze, nu-l băga în seamă. Asta ar fi recomandarea mea. Mulțumesc foarte mult, Robert. Și îți doresc mult, mult succes la Liceul Andrei Șaguna. Sunt sigură că o să auzim de tine, pentru că o să obții cele mai bune rezultate. Sunt sigură de asta. Cele mai bune nu, poate bune. Deci e și modest. Felicitări. Și felicitări mamei tale pentru cum te-a educat. Doamna Gabriela Plopeanu, ce este necesar să știe părinții care află că micuții lor sunt diagnosticați cu autism sau cu ADHD sau cu alte tulburări asociate? Ce important este să rețină că nu se află la
capăt de drum, am mai spus asta. Deci autismul, ADHD-ul, nu mai e de mult o necunoscută. Ce este cel mai important în relația părinte-copil? Deci copilul trebuie să simtă în permanență că este iubit, că este important și că este ceva în acest univers, universul acela care e familia. Deci faptul că are autism sau faptul că are ADHD nu trebuie să-l transforme într-un animalus ciudat, ci într-un om, într-o persoană cu drepturi și cu, bineînțeles, cu obligații să fie integrat în familie, să înțeleagă cumva părintele că trebuie să aibă un pic mai multă răbdare decât de obicei, decât avea până atunci cu copilul. Cum înțeleg copiii cu autism ce înseamnă iubirea? Cum... O simt, credeți-mă. O simt, sunt ca niște mici bureței. Deci sunt ca niște floricele și asta vă spun cu toată sinceritatea. Sunt ca niște flori care, uitați așa, ca după soare se duc. Deci chiar dacă nu reacționează, chiar dacă nu zâmbește atunci când e mic, chiar dacă nu permite să le îmbrațe, acel mediu de siguranță pe care îl creează dragostea, pe care o simte de la tine ca părinte, e așa ca un cerc de încredere. Deci o simte ca o căldură, o simte în permanență și tu o simți de la el ca și răspuns. Deci e un mediu normal, echilibrat, în care acel copil trebuie să crească. Toată neliniștea, toată angoasa pe care tu ai ca părinte de probleme și necazuri, aia n-are ce căuta mediul ăla. Ăla e bagajul tău, ți-l lași la ușă când ai venit acasă și te ocupi de copil. Că ăla ai tot timpul să-l cari. Măcar alea câteva ore cât ești cu copilul, poți să fii un părinte normal. Și poți, că ai resurse, este imposibil să nu poți. V-am întrebat și data trecută, vă mai întreb și de data aceasta. Care a fost cel mai important lucru pe care l-ați învățat de la copiii dumneavoastră? Răbdarea. Așa mi-a spus răbdarea. Și data trecută. Acum un an mi-a spus la fel. Răbdarea. Exact. Deci cât de importantă e răbdarea. Chiar dacă astăzi ți se pare că nu vezi reușita, rezultatul unui lucru pe care l-ai început, ăla o să apară. Deci Dumnezeu nu ne lasă niciodată. Aha, deci e nevoie de speranță și de nădejde. Înseamnă că dacă vrei ceva, până la urmă, exact, rezultatul e bun dacă e cel potrivit pentru tine. Exact, așa este. Ce mesaj ați avea către... le-ați transmite telespectatorilor? Așa ca pentru final. Părinților și care au copii cu autism, dar și nu numai. Să se uite bine în jurul lor. Că lumea e frumoasă și dacă au o viață frumoasă, să se bucure de ea. Dacă se întâlnesc în jurul lor, întâlnesc persoane care au nevoie, nu neapărat numai cu autism, cu alte nevoi, să, chiar dacă nu altceva, un gest frumos contează, oricând un gest frumos contează. Un zâmbet nu trebuie să fie darnic material. Pentru oamenii care sunt în nevoi, un zâmbet și un gest frumos de respect contează. Acela nou ne dă energia de a merge mai departe. Doamna Gabriela Plopeanu, vă mulțumesc din suflet că m-ați mai primit odată în casa dumneavoastră, casa, care se chema a doua casa dumneavoastră, aici în Asociația Copiii de Cristal. Vă mulțumesc că sunteți așa cum sunteți și că v-a binecuvântat Dumnezeu cu acești copii minunați și cu puterea de a face atât de multe lucruri și în fiecare zi răzbiți să faceți ceva, încă ceva, încă ceva, încă ceva. Robert, îți mulțumesc încă o dată pentru prezența ta, încă o dată mult succes în tot ceea ce vrei să faci și să-ți ajute Dumnezeu și să fii binecuvântat cu tot ceea ce ai nevoie tu și fratele tău de asemenea și pentru Radu. Doamnelor și domnilor, aici se încheie această emisiune din această săptămână. Eu vă doresc multă sănătate și cred că avem ce să învățăm, să știm să învățăm, adică mai precis să învățăm să luptăm în fiecare zi cu perseverență, cu ambiție, cu, zic eu, cel mai important, credința în Dumnezeu, nădejdea că totul este posibil în această lume, dar acel bine pentru sufletul nostru și pentru mintea noastră. Toate cele bune, Doamne ajută! Someone to help me understand my fears. Tell me you believe in me. Let me know that I'm okay. Help me feel safe in the world. Vreau să joc.
așa cum niciodată n-am jucat. Să nu se simtă Dumnezeu în mine un rob în temniță încătușat. Pământule, dă-mi aripi, săgeată vreau să fiu, să spintec nemărginirea, să nu mai văd în preajmă decât cer, deasupra cer și cer sub mine. Și-a prins, în valuri de lumină să joc, străfulgerat de vânturi nemaipomenite, ca să răsufle liber Dumnezeu în mine, să nu cârtească, sunt rob în temniță.